200 de locuri au rămas neocupate în liceele din județul Giurgiu după desfășurarea celor trei etape de repartizare computerizată. Locurile neocupate provin de la 8 licee. În municipiul Giurgiu au rămas locuri la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu, 15 locuri, la Liceul Tehnologic Miron Nicolescu, 21 de locuri, Liceul Tehnologic Ion Barbu, 58 de locuri, Liceul Tehnologic Giurgiu, 14 locuri și la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, 9 locuri. În celelalte localități din județ au rămas neocupate 83 de locuri după cum urmează Liceul Udriște Năsturel Hotarele 45 de locuri, Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Călugăren 13 locuri, Liceul Tehnologic numărul 1 Prundu 25 de locuri. În funcție de specializări, cele mai multe locuri neocupate au rămas la specializarea economic 54 de locuri, la matematică informatică 35 de locuri și la specializarea mecanică 35 de locuri. De remarcat faptul că la celelalte licee din județ, respectiv Colegiul Ion Maiorescu, Liceul Tudor Vianu, liceele din Comana Mihăile și Bolintin Vale, toate locurile disponibile au fost ocupate la prima etapă de repartizare.